Demiene Ester, tenismen legitimat de la Clubul Sportiv Municipal Zalău, va participa la finalul acestei luni la Euromini Champ, cel mai important concurs de tenis de masă din Europa, rezervat sportivilor cu vârste cuprinse între 11 și 12 ani. Fără îndoială, Demian Ester este unul dintre cele mai bune produse de viitor ale tenisului de masă zălăuan. Tenismena legitimată la CSM Zalău are doar 10 ani, iar la concursurile la care a participat în trecut a reușit să învingă și adversare mai mari cu un an. De altfel, Euromini Champ, competiția la care Demian va reprezenta România, este rezervată sportivilor cu vârste între 11 și 12 ani. Pe lângă tenismena zălăuană, România va mai avea 3 reprezentante la evenimentul programat în perioada 26-28 august la Strasburg, în Franța. Mai are calificări pentru Demian Ester, pentru Strasburg, Strasburgul fiind un concurs de nivel european, chiar mondial, că participă și din China, din Corea, Japonia. În luna august, e acum în primele patru, după primul concurs de calificări, sperăm să și singura de la 10 ani, categoria fiind de 11 ani, e singura, sperăm în vară la Constanța, unde vor fi aceste calificări. Se zice Cupa FRTM la concursul respectiv, sperăm să se califice pentru Strasburg, să meargă la sfârșitul lunii august la acest concurs important. Demian se află în aceste zile într-un stagiu de pregătire la Carei, alături de alți 9 sportivi din cadrul Clubului Sportiv Municipal Zalău. În perioada 13-14 august este programată la Constanța Cupa Federației, una dintre cele mai importante competiții din calendarul național, iar la eveniment urmează să participe și 3 tenismene de la CSM Zalău. Competiția se organizează la 2 categorii. Prima va fi rezervată sportivilor născuți în 2004, iar cea de-a doua tenismenilor născuți în 2005, 2006 și 2007, unde vor avea drept de participare primii 32 de sportivi din clasamentul național la categoria 80 ani. CSM Zalău va fi reprezentat la Cupa Federației de Demian Ester, Maria Onica și Briana Iacob. În urmă cu o lună, Demian a participat la Paleta de Argint, cea mai importantă competiție după campionatul național, eveniment la care sportiv a reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la categoria de 10 ani feminin.